Bună seara, dragi telespectatori! Iată la emisiunea Dilemele Zilei, în această seară, doi invitați de pomină. Deocamdată, unul singur și-a făcut apariția. Îl așteptăm și pe celălalt să ni se le alăture la o emisiune de pomină, cum vă spuneam, dezvăluiri pe bandă rulantă în această seară. Dacă mai continui în stilul acesta, o iau pe urmele unui celebru realizator TV care n-a ajuns bine până la final, așa că mă opresc. Un invitat deocamdată. Cine l-a de n-ajuns bine? Dan Diaconescu. Lasă-o, el n-a făcut dezvăluiri. Așa. Era și proprietarul televiziunii, îmi spun colegii, așa este. A ajuns alături de mine în această seară domnul Viorel Caragea, fost candidat la primărie, fost șef al poliției Gorj și așa mai departe, probabil viitor implicat din nou în activitățile urbei în următorii ani și în 2020, dat fiind faptul că are posibilitatea. Bună seara, domnule Caragea! Bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Să-l anunț și pe domnul Nicolae Davițoiu, care va fi din nou alături de noi în această seară. În câteva momente ni se va alătura și vom discuta pe temele pe care le vom avea la dispoziție. Destule teme, domnule Viorel Caragea. Am... Nu, nu sau nu sunt. Ba da, sunt, mă, da. Avem Mă gândeam la întârzierea. Invitat surpriză, aia, așa. cine știe? Mai coace, mai pun la cale vreo... Sau așteaptă să vadă ce facem noi, să vină să încerce să ne atace. Da, e binevenit dacă face treaba asta, dacă și reușește. Domnul Davițoiu, oricum, unul dintre cei care mai oferă informații din când în când, e și invitat cam pe la toate televiziunile și radiourile locale. Din acest motiv, poate și dumneavoastră veți face același lucru în seara aceasta, să mai aflăm câte ceva din culisele politicii locale și ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă cu aceste transmutări de la un partid la altul, racolări sau false Nu, racolări. totul este în grafic, Ce totul se este normal, întâmplă? nu s-a întâmplat nimic față de alte perioade. Singura situație pozitivă este faptul că au început anumiți lideri politici să iese să spună adevăruri care, culmea, dor pe marii pierdanți. Acum, dumneavoastră știți că unii se fac, vai, noi am fost în opoziție. Nu vreau să discut de un anumit personaj pe care regret că sunt contemporan cu el. L-aștept pe domnul Davidson, discutăm atunci, dar să discutăm de situațiile concrete. Deci, la partide, în perioada asta, este o mare acalmie, care este firească când nu interesează pe nimeni nimic. Excluzând faptul că PSD-ul l-a înrolat pe Cătălin Brăila, o pierdere majoră, zic eu, pentru PMP-ul, un tânăr om de afaceri cu perspectivă, cu personalități, cu personalitate, cu multe cunoștințe în rândul tinerilor, incisiv. Plecase de ceva vreme de la PMP. Nu, e o pierdere pentru PMP-ul și câștig pentru PSD-ul. În rest, nimic raculări sau ceva. Și surprinzător că este o perioadă în care poți să-ți faci ce se vorbește că un primar de colo, de colo, că trece, aia e firesc, alea bârfe. Dar chiar vor trece sau acum se pescuiește, se dă cu momeala să vadă ce se întâmplă, Nu, e cum primarii, reacționează oamenii, cum... primarii unii își dau seama că n-au nicio șansă la jumătate aproape acestui mandat și deja își caută o altă formațiune să încerce din nou, pentru că formațiunea din care n-au La ce fost parte. primari vă referiți? La cei din opoziție sau la Nu, alții? și de la putere, Și să de la știi, putere? că sunt și de la putere care nu... Și de la PSD-ul sunt care nu au mari veleități. Așa și atunci își caută să vadă pe unde și ce-o fi. Nu trebuie să ne mire faptul că ei pleacă după bugetarea Cam asta ar fi. proiectelor. Iar de strigat singurii care mai strigă e PMP-ul. PSD-ul a fost acolo, știți, în USL, a fost în marea racolare. Vă aduceți aminte celebra ordonanță care în luni de Da. zile s-au mutat și la PNL-ul și la PSD-ul? Deci ei nu pot să se văicărească. Iar alălalt e interesante. O activitate interesantă zilele ăștia, din punctul meu de vedere, a fost această ploaie fenomenală. Dar bineînțeles că
presa romană și iană n-a mai făcut scandalurile de rigoare că Târgu Jiu este blocat de apă, că cetățenii n-au ce să facă, cum nu mai fac Grăgini nici că este în beznă coloana infinitului, sau și mai grav, când un individ care n-are niciun fel de respect față de el însuși, părerea mea, nu mai vorbim despre celălalt, să intre pe aleea scaunelor, pe aleea de la poarta Sărutului cu mașina. Este jenant din punctul meu de vedere, domnul Măruță, din două considerente. Odată, acolo nu era indicator de acces interzis. Și fericitul nostru primar, în fiecare zi, iasă de acolo de pe eroilor și se uită acolo la masa tăcerii dimineața. Cred că să și roagă. Dă, Doamne, s-o văd de sară necăzută sau nelovită de vreo mașină. Dar nu s-a gândit să bă, de ce nu avem indicator? Că până la urmă răspunde, are un an și ceva de când ești. Băi, frate, e un an. N-a pus ea, n-a pus-o, poate l-a luat. Nu e indicator. Doi, eu consider că legislația în domeniu și câte scandaluri au fost aici și doar o mică parte a presei chiar a preluat și a făcut adevărate investigații și seriale și editoriale și tot ce vreți dumneavoastră, reportaje referitor la Poarta Sărutului și la alea scaunele și la cum sunt întreținute. De-a lungul anilor, dumneavoastră sunteți un jurnalist vechi. Vă aduceți aminte ce scandal a ieșit când a fost pus prima dată pietrișul ăla celebru, când îți intrau picioare până la gleznă în el, când s-a reparat alea scaunelor. A fost reparată cu pietriș, a fost pus pulbere. Ceva, o chestie ciudată de când la o ploaie de nu știu cum se numește. Da, mocir, se transformă în mocirlă până la da. Urmă. O pulbere. Dar țar, ceva din Canada, tot felul de legende și atunci. Da, a trecut, băieții și-au văzut de care treabă. La care n-a mers rețeta, probabil, și se spune că nu se poate face nimic până nu trece termenul acordat de Banca Mondială pentru finanțarea asta, dar cred că a trecut termenul. Ar trebui găsit altă soluție acolo? Avem mari brâncușologi acolo, avem o întreagă direcție brâncuși cu zeci de angajați. Era să spună altceva, că se termine brâncușologi, se termină cu... Da. Are o anumită terminație, dar nu vreau să folosesc ca să nu jignesc pe unii care sunt cu adevărat cercetători în domeniu, dar alții doar... De acolo nu e niciun cercetător, niciun specialist din brâncușologi. Nu, mă refer la nivel național sau internațional. Lasă, eu vorbesc aici, cine... care consumă, ați văzut ce sume imense consumă, câte miliarde consumă direcția Brâncuș? Ați văzut? V-am prezentat din buget. Eu, din punctul meu de vedere, apreciez că dacă ar fi avut coloană vertebrală, fericitul nostru primar, nu mai vorbesc de extraordinara sa echipă, între ghilimele, în secunda 1 ar fi trebuit să dispună audit la direcția Brâncuș, audit la direcția de poliție locală, la poliția locală. Păi ce mai stăm de discuții? Eu nu înțeleg ce să mai aștepți. Sau dă-ți tu demisia Romanescule. Eu, din punctul meu de vedere, cred că este momentul să se gândească foarte serios, nu la mâzgăleli toată ziua, că e la partidul ăla, e la partidul ăla, altfel trebuie să cam gândească. Dar chiar n-a fost o discuție cu PSD-ul, e o invenție, o știre falsă, cum spunea Ionel Manțov. Asta cu Romanescu, domnul, negocieri cu PSD. L-așteptă pe domnul Davițoiu să vină și... Are mai multe informații? Nu numai că are mai multe informații. Le poate susține ce vă spun eu. N-a fost acolo... Nu știu dacă cineva va avea bunăvoința. Un mare politician din acea perioadă, care dacă ar avea bunăvoința să vorbească cu dumneavoastră, domnul doctor inginer Bejat, unul din doctorii... de epocii comuniste în silvicultură. Probabil că e pensionar acum. Sau... Este, dar era unul din vicepreședinții PD-ului în anii 2004-2003 și o să vă surprindă să vedeți cum a ieșit. Eu l-aș aștepta la o emisiune și pe domnul profesor Manta să aibă bunăvoința să dialogăm aici, la fața locului, să spună cum s-au luptat acolo, cum a... Până la urmă, Manta a fost o victimă a propriilor realizări în 2004. Fiți atent, că vă demonstrez acum că Marcel Romanescu este chiar fericit, dar după un telefon pe care îl avem și îl luăm chiar acum. Bună seara, vă ascultăm. Alo? Bună seara. Bună seara. Să rămâinile. Aș avea și eu o întrebare pentru domnul Caragea. Pentru că dumnealui este foarte bine informat. Din câte am văzut la știri, nu e legat de spiestul din această seară dezbătut de dumneavoastră. Orice dacă întrebare e binevenită. Casa de Cultură a fost cumpărată de către primărie, am înțeles bine? Da, e adevărat. Asta era și informația pe care vreau să-i ofer domnului Caragea, că e fericit Marcel Romanescu. Nu e. Casa de Cultură a fost construită cu banii sindicatelor, e bine? Da.
Așa, domnul Caragea, suma cu care a fost cumpărată, unde a ajuns, la care sindicate, ce sindicate mai avem noi în Gorcă? Am muncit tot, care avem 60 de ani, da, doamne, și am avut sindicat. Și eu am fost sindicalist și am cotizat. Așa. Vreau să vă spun în felul următor. Casa de Cultură a fost vândută de către lichidator. Da. Cu o sumă pe care eu nu o consider, din punctul meu de vedere, fundamentată și justificată de primăria Târgu Jiu. Da. Am cerut domnului primar de o săptămână și ceva să-mi comunice înscriția. Am cerut și înainte. De-aia am cerut expres să-mi comunice are sau nu are expertiză când a cumpărat acest imobil. Adică e prea dat prea mult sau cum? Păi nu are raport de expertiză făcut la nivelul primăriei care să spună de ce se merită expert autorizat. Așa prevede legea când cumpere un imobil la un... Primăria. Stai, ascultați-mă, știu din că vreo 25-27 de miliarde ar fi datoriile, mai urmează onorariul lichidatorului, nu știu cât este, că e stabilit de judecător. La valoare. Poftiți? La valoarea stabilită, da. Deci nu știu dacă are 3%, 5% din ce este, cam aici sunt cuantumurile până în 7-80% să merge de regulă, dar în jurul 5%. Cam pe 10% să merge din valoare. Da, am spus, depinde, da. Între 5 și 10% se merge de regulă, după care judecătorul sindic, în baza celor propuse de lichidator, va dispune cine sunt ceilalți la care se va împărți. Va fi foarte interesant, pentru că ea va deveni publică, în 2-3 luni va deveni publică suma la cine merge și de ce merge acolo. Da, da, da. Dar repet, numai după ce... Da. Lichidatorul îndestulează, cum se spune, toți creditorii care erau trecuți acolo și judecătorul dispune. Cred că este prea devreme să ne gândim cât îi va reveni fiecarei entități sindicale. Nu, așa pentru cultura... Aveți perfectă dreptate. Deci dumneavoastră aveți dreptate. Eu nu vă pot da o informație... Că eu am ca și dumneavoastră ani de zile. Tot sindicat am avut și noi. Acum da, doamnă, dar repet, nu vă pot spune în acest moment suma concretă. Da. Am înțeles. O să revin altă dată când, după ce... Să vă uitați pe Facebook și pe Facebook-ul meu, pentru că voi urmări și la instanță și peste tot ceea ce se întâmplă și voi pune câți bani ajunge la fiecare. Bine, mă scuzați să nu erai. O seară bună. Iată, nu poate fi fericit Romanescu. O să urmărim, știrea pregătită de colegi din regie și comentăm. Oferta depusă de municipalitate a fost luată în calcul de lichidatorul judiciar, astfel încât Casa de Cultură din Târgu Jiu a fost atribuită primăriei. Se așteaptă acum ca actele să fie depuse la instanță, pentru ca imobilul să intre în patrimoniul municipalității. Procedura în momentul de față nu este finalizată. S-a judecat oferta depusă de către primăria municipiului Târgu Jiu. Urmează ca lichidatorul să înainteze documentațiile către instanță și instanța să valideze această licitație la care am participat. În orice licitație de genul ăsta se pot face speculații. Dacă te duceai pe o sumă maximă de evaluare, clădirea a fost evaluată la 80 și ceva de miliarde. Da? Din analiza făcută de către reprezentanții primăriei, s-a considerat că într-o primă fază ar trebui făcută o investiție de vreo 40 de miliarde, 1 milion de euro. Am scăzut acea valoare pe care primăria ar trebui să o facă imediat pentru a putea cât de cât se dea funcționalitatea acestei case de cultură și am ajuns la o valoare de 38 de miliarde 700. 20 de miliarde prevăzuți în bugetul pentru investiții pe anul acesta, 18 miliarde 700 acele datorii pe care fundația respectivă le avea către primăria municipiului Târgu Jiu. Indiferent de suma pe care ai pune-o, la un moment dat pot să apară tot felul de discuții. Însă v-am spus, așa s-a stabilit suma pe care noi, prin hotărâre de Consiliu Local, am înaintat-o către cel care a ofertat această casă de cultură, lichidatorul judiciar. Primăria are în plan să efectueze mai multe lucrări pentru modernizarea imobilului. Așteptăm să se finalizeze procedura. Din momentul respectiv vom face o analiză, vedem exact pe buget. E clar că va fi nevoie în acest an de mici lucrări, cel puțin de izolare pe partea superioară, pe acoperiș, urmând ca în același timp noi să ne facem un proiect și să putem înainta către Compania Națională de Investiții în prima fază, pentru că există un program pentru case de cultură. Ulterior, dacă se va deschide vreo linie de finanțare pe fonduri europene pentru reabilitarea casei de cultură, putem să mergem și pe o astfel de direcție. Dar
Ca principală direcție este Compania Națională de Investiții. La ora actuală, în Casa de Cultură a sindicatelor nu mai au loc spectacole, deoarece edificiul nu dispune de autorizațiile necesare. Am revenit la emisiunea noastră să comentăm, iată, informațiile din aceste știre. Deci dacă i-aș citi și mimica feței, este a unui om depășit de situație. Uitați-vă la dumnealui, nu mă e... Eu zic că e fericit că a obținut Casa de Cultură. Păi n-a obținut-o el. Păi el a aflat de pe Facebook cu viceprimarul și al lui Dinădaru. El a aflat după două ore că s-a judecat și ce s-a făcut. Ca să dai seama ce interese avea el, ca persoană și ca virgulă primar, despre licitația Casei de Cultură. Că n-a participat romanul. Primăria a alocat 2 milioane de lei pentru această licitație. Deci eu, din punctul meu de vedere, este un om care ne este rușine că e și profesor universitar, mie, de exemplu, să spună că predă management. Păi cum pot să spună că el a făcut o analiză? Noi îl întrebăm de expertiză. Expertiza de care vorbește, de 80 de miliarde, a fost făcută acum 5-6 ani. Poate mai bine, da? Noi vorbim la ora actuală valoare pe care el trebuia să o aibă. Expertiza care a avut ca rezultat suma de 8,7 milioane lei. Exact. De acolo s-au urmat pașii pentru licitație. Pentru zicea cu ea concredințare că face, el abar n-are ce licitație și alea. Păi la licitație se scrie într-adevăr cine. Dar de ce n-a lăsat-o să mai scadă un pas? Avea cumva vreun stres? Deci Casa de Cultură va fi, din punctul meu de vedere, un subiect greu de explicat. Modul în care l-a gestionat, cel puțin în prima fază, acest primar. Domnul Romanescu, nu știi carte înveți. Adică nu e un succes că a fost cumpărată? Cum să fie un succes? E un insucces al lui. Păi nu zic că a intrat în patrimoniul orașului. Ba da, dar e al Consiliului Local, nu al lui. Să ne înțelegem. Consiliul Local s-a dus acolo. Toată lumea se discuta de 4-5 ani. De atunci, domnule, trebuie luată de Consiliul Județean, de Consiliul... Și primarul nu are nicio atribuție în domeniu, un merit, un ceva? În cazul de față? Da. De la cât ia salariul de 171 de milioane, doar că a semnat un referat, din punctul meu de vedere, nelegal și neconform, e singurul merit de la are. Din informație, deci nu poate să spun, de părerea mea personală. Legat de întrebarea doamnei care ne-a sunat, informația mea este că banii vor ajunge în cele din urmă la Asociația Națională a Caselor de Cultură ale sindicatelor din România. Nu se știe, e posibil, deci încă o dată, să ne înțelegem, m-aș bucura să ajungă la această asociație. ANCCSR. Da, dar v-am spus, vom vedea ce judecătorul sindic, cum împarte și ce mai este de luat, că până când se tână două mai cresc. Și chiriile, și dobânzele, și penalizările, și de toate. Pentru primăria Târgu Jiu este, într-adevăr, un obiectiv greu de pus și greu de întreținut. O să vedeți cheltuielile care sunt. Cred că mai greu decât stadionul nu este. În primul rând că vei avea spații pentru poate administrația publică, deci vei avea o sală pentru... Eu sper ca Curtea de Conturi, când va veni, să-l întrebe pe fericitul primar. Eu, unul personal, o să-i pun niște întrebări curții de dumnealui prin intermediul Curții de Conturi. Legat de achiziția asta? Sau? Nu de și de achiziție, este drept. Asta e fără drept de apel. Aștept, nu îmi dă răspuns, ne judecăm, că de-aia este liberul acces la informații, că el învăță numai de alții să facă gălăgie și toată viața s-a victimizat. După mine este unul dintre personajele foarte, foarte... greu de respectat în politică. Îl ajuți, indiferent că l-a ajutat că se schimbă, toată lumea că se schimbă. Și a luat pe lângă el tot ce poate fi mai slab pregătit profesional. Persoane certate cu legea, persoane care în acest moment creează în Târgu Jiu atmosferă de gangsterism. Exact asta fac anumiți așa zici, consilieri al primarului. Dar, până la urmă, răspunderea lor. Eu le doresc succes tuturor care trebuie să se ocupe de ei. Și, din punctul meu de vedere, trebuie să se gândească Romanescu că prea s-a dat el fata rotundă. Păi, uite, cam repede, dar totuși l-a așteptat pe domnul David Țoiu. Achiziția Casei de Cultură e un succes pentru Consiliul Local și un insucces pentru Marcel Romanescu? Da. Păi care e logica? Nu înțeleg. Păi să ne înțelegem. Consiliul Local, ținând cont de faptul că a exprimat dorință, s-a făcut comisie, a participat, păi a fost cineva de reprezentant al primarului la comisie?
Eu nu știu, n-am avut acces. El a aflat de pe Facebook cu viceprimarul Aurel Popescu. Ai văzut, râdeau colegii tăi ceilalți jurnaliști că el habar n-avea să luase Casa de Cultură de nu știu când și el habar n-avea comunicate sau ceva să spună, domne, știți, să facem. A încercat tardiv după aia că mulțumesc Consiliul Local. Și să mulțumești, domnule Romanescu, că i-ai terorizat, i-ai șantajat mediatic. Ți-ai adus pe acolo personajele alea obscure. A terorizat Consiliul Local? Da. Da. Victimizarea lui și terorizarea lui prin urletele de le fac unii lăutari pe acolo, prin sală, cu jurnaliști, așa zici, pseudo-intutelați romaneștieni, prin jurul lor să stea peste oameni, să uită, să le interpreteze cuvintele, dar nu se uită la el. Păi nu-i frumos să-i spun decât atât. Mai devreme sau mai târziu să adună. Oricum, mă bucur că în această perioadă de vreo câteva zile, unii lideri, dintre cei care l-au ridicat și pe celebrul Romanescu Marcel și tot clanul, au început să spună adevărul despre perioadele anterioare, că să revenim la ele, da? La cine vă referiți? La Ionel Manțoc? Domnul Ionel Manțoc este unul dintre cei mai paroliști. A venit cu niște mesaje interesante săptămâna trecută. Nu, a fost concret. Ce a spus a fost concret. Surprinzător chiar. De ce să fie, domnule, surprinzător? Nu, dar părea că e retras din toată lumea vorbea, nu, deci eu la precizie și am spus, este un om parolist. Ionel Manțoc este parolist. Și când a dat... A revenit cu niște informații interesante, domnul, pe piață. În 2004, cred că ar trebui să-l chemați pe domnul Popeangă, să spună cum a scos domnia sa de pe listă, de la PD-ul și trecut pe combinațiile Maricică, că ne opriți-mi la domnul Bejat să-l chemați, la combinațiile Maricică, Moța... Și nu, cred că domnul Bejat va reveni în discuții de genul acesta. Nu, dar omul niciun nu pare genul. Nu, este un tip extraordinar, repet. Dar omul nici nu trebuie să-l blameze cineva, vine să spună, vai de mine ce am făcut. Da, frate, v-a dat o șansă la ședință și v-ați bătut joc după aia de domnia sa. Deci e un om de trebuie respectat pentru județul ăsta. Chiar trebuie, dintre politicienii Gorjului, e pe podium fără de apel la respect. Nu prea avea carismă și domnul avea iubire față de Gorj și tot asta ce a făcut. Nu știu. Da? Și un om care cu demnitate și cu onoare s-a retras din politică când trebuie. Eu zic toate de carisma și de... Cu doamna și așa mai departe, da. Medicală, că altfel avea multe de spus. Și gândiți-vă că a fost unul din principalii lideri ai PD-ului. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, poate ni se alătură și domnul Davițuiu a tras niște dar domnul Manțoc, în 2008, Romanescu trebuie să-și asume asocierea cu PSD-ul din 2008. Jolly Joker pe acolo. În relația cu Victor Ponta, trebuie să luăm o pauză, revenim imediat. Oferte imbatabile în cadrul campaniei de primăvară 2018 la Raico, dealer autorizat Husqvarna. Până în luna iunie, motofereastrăul Husqvarna 236 costă doar 799 de lei, iar moto unealta Husqvarna 128R 1099 de lei. Nu ratați reducerile la moto uneltele Guardview și motofereastraele pentru elagaj, dar și la motofereastraele Husqvarna 455 Ranger, 365 X-Torque și cele din gama XP. În plus, la motoferăstraele 435-2 și 440-2 primiți cadou două lanțuri X-Cut la cumpărarea acestora. Reduceri uimitoare și la tractoarele pentru tuns gazon, între 500 și 1500 de lei, plus cadou un refulator pentru fiecare tractor cumpărat. La cumpărarea unei mașini de tuns gazon se oferă cadou o foarfecă pentru Guardview, iar la cumpărarea unui Raider 320 AVD Husqvarna beneficiați de 10% reducere la accesorii. Oferta completă a campaniei de primăvară 2018 în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna, Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. E al naiba de greu să fim cei mai buni. I fell in love with the pizza. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731 347 831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi.
Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare, camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Fiecare avem cel puțin o aniversare. Organizăm evenimente festive și petrecem sărbătorile de peste an cu cel mai bun tort. Nou în Târgu Jiu, laboratorul de produse de cofetărie, SC Angel Cake SRL. Vă oferim torturi și prăjituri de casă după rețete clasice sau moderne, cozonac gustos și pufos, rulouri cu cremă de vanilie, diverse produse de cofetărie, toate realizate din ingrediente naturale, precum unt, smântână pentru frișcă naturală, ouă, ciocolată veritabilă, fructe. Blaturile, cremele, decorurile, flori și figuri modelate manual sunt realizate în laboratorul propriu pe bază de comandă. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Ana Ipătescu, numărul 103, la telefon 0767870474, pe site-ul nostru torturi-casa.ro, pe Facebook Tortul de Casă în Târgu Jiu Angel Cakes. Suntem în direct la emisiunea noastră, stăm de vorbă cu domnul Viorel Caragea, apare în mod vizibil și domnul Nicolae Davițoiu la emisiune, era pe drum, pornit clar înspre aceste emisiuni, pregătite dezvăluiri. Domnule Caragea, ziceți repede deci după câteva dezvăluiri. După intrarea de astăzi a domnului Ponta în apereu și preluarea activităților, stăteam și mă gândeam, primul gând mi-a fost la Fericitul Romanescu. Și mă gândeam, ce o să mai spun acum? Știți că și-a făcut, vai, după ce a venit să revenim la ce spunea domnul Manțoc pe aici, domnul Falcă, după ce, vai, dacă eu la 4 și jumate îl băteam pe Ponta și el de la început a fost Jolly Joker-ul pus de pedeu la acea perioadă pe intervențiile președintelui partidului atunci fostul premier, Emil Boc, și ale lui Falcă ca să-l ajute. Să candideze. Să iasă pentru Ponta. Că dacă rămânea domnul Gorun, nu era situația. Dacă m-ar făcut domnul Adrian Gorun, cred că îl toca mărunt pe Victor Ponta. N-avea PSD-ști nicio șansă. Spulbera, cred că, da. Nu știu dacă și câștigat, dar toca... Acum, domnul Gorun ar fi interesant să fie chemat la o emisiune și, așa cum îl știu eu, un om rezonabil. Mai trebuie să mai târziu îi va lua la urma domnului Manțoc și va spune cum s-au dus. Cine sunt celebrii care s-au dus să-l schimbe de la rectorat? Celebri, poate ne spune și domnul Romanescu, că sigur știe. Da? Cine după alegerile alea din 2008, 2000, după USL-ul 2012, s-au dus și l-au schimbat pe domnul Manțoc? Pardon, pe domnul Gorun. Și l-au dus pe la comisia de prognoză, nu știu ce. Tot unii din valentoșii ăștia, că nici nu știi cum să le mai spui, politicieni perdanți. Acum, sincer, frate, pierduși în 2000, pierduși în 2004, te plimbași pe la toate combinațiile. În 2008, numai aranjamente ați făcut. Anul 2008, domnul Măruță, poate puțin Gorșen și-aduc aminte, iar tinerii noștri, gândiți-vă, sunt tot 10 ani de atunci, care sunt acum și cu putere de vot și să schimbe ce vor, să-i roage pe părinți, pe bunii să schimbe, a fost definitor prin două lucruri.
Ionel Manțoc s-a revoltat, dacă putem spune așa, verticalitatea de-l caracterizează elegant împotriva combinațiilor și nu uitați că Vișoianu, care a candidat și nici nu gândea și a spus, el a fost cu, a susținut campania, ce semn mai zicem? A investit mult, da. Da? Cu lideri de sindical, cu cine nu este, cu toți masonii Gorjului, da? A fost marele pierdant. Câștigător acolo a fost Popeangă, ajutat de Ionel Manțoc sau cel care l-a ridicat pe Ionel, pe Vasile Popeangă, deputat PSD, a fost Ionel Manțoc, care a deranjat vizibil, din punctul meu de vedere, de măgările făcute și de gruparea care se formasă, pe centru la Victoria, la sediul lui Pandurii, pe centru alaltă se discutau numai orice în afară de sindicate de fotbal, nu se discuta decât de combinații politice, cum se schimbă director și așa mai departe. Gândiți-vă, îmi place faptul că lideri politici cu vechi state. Dar de ce am început să vorbească acum? Care e? Că e ceva... Nu, nu? Părerea mea personală, știți că am tot vorbit... Nu, că nu sunt nici alegeri... Nu, 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 e momentul propice. Da? Chiar e momentul propice. Bă, frate, ce tu vii tu să te dai rotund că nu știi? Sau că știi, dacă era voința mea? Are, are dreptate când spune. Eu l-am făcut pe mai multe emisiuni, cu multe cuvinte destul de grele pe domnul Grivei, datorită faptului și mi-am cerut scuze dacă am depășit limita vocabularului, da? Pentru faptul că nu ieșea să spun adevărul. Mă, dar de ce tot ce spune, nu știu, domnul Manta? Respect profesor, dar de ce tot ce spune domnul Manta e real și ce spune Grivei nu e real? Sau de ce ce spune domnul Pui Deaconescu nu e real? De ce, tot ce, de ce trebuie să înghițim noi că spune Romanescu că el a fost o victimă, că a ieșit Obreja în 2004? Vrăjel el de 2 lei. Păi el nu știe cum să fac și acum. Dar acum a fost bine că n-a ieșit Obreja pentru el, nu? Înțelegi? Dar atunci el era combinat dinainte, nici nu era pe listă dacă nu era să fie combinat. Și rezultatul s-a văzut, rezultatul s-a văzut, stimați domnul, imediat în 2012. Când PD-ul a ieșit de la guvernare, Romanescu era subprefect PD, să nu uite, după celebrele tăieri de salarii și așa mai departe cu Boc în frunte, a ieșit și telespectatorii dumneavoastră la Tele3 și aduc aminte. Ne-a tăiat salariile Boc, după care a venit USL-ul, Victor Ponta prim-ministru, singurul subprefect care a rămas în țară. PD, Marcel Romanescu. Ce înțelegem din asta? Și a mai stat destul de mult, când într-o noapte PD-ul și-a retras trupele de peste tot, doar dumnealui a rămas aici și celălalt prefect. După care Liviu Andrei a plecat sub prefect la București. Ce să înțelegem? Și-a plătit Victor Ponta datoriile politice mai vechi? Sau i-a dat o oază de ajutor pentru viitor? Dar unde... De ce n-a candidat? E un subiect pe care îl dezvoltăm, îl așteptăm pe domnul Davițu. Eu sper să nu audă ce vorbim noi acum, că știm că nu merge Facebook-ul. Să-l întreb eu acum, că era președintele PD-ului, de ce n-a vrut Romanescu să candideze de la PD în 2012? La primărie. Atât de multe secrete sunt în culisele politice? Da. Mă bucur că vine președintele actual al PMF-ului, președintele al PD-ului. Până să vedem dacă vorbește. Eu și eram la o întrebare pe care doresc să vă adresez până nu vă așezați. Lăsați-l să se pregătească. Dumneavoastră sunteți politician vechi, care ați condus mulți ani structuri politice și cred că este momentul ca politicienii ăștia mai veroși așa, care să dau fete mari sau capre negre, cum vreți să-și aleagă, da? Să spună, și dumneavoastră nu puteți, de ce n-a vrut să candideze domnul Marcel și Romanescu în 2012? Când era subprefect susținut de gruparea USL, erați în opoziție cu PD-ul, pentru că rămăsăți PNL-ul, atunci era în alianță cu PSD-ul în 2012, da? Da. Și vechii PD-liști, serioși, rămăsăsă acolo. Ai la alți fripturi? Nu. De ce n-a vrut Romanescu scuze să candideze la primar în 2012? Bună seara, în primul rând, domnule Davițoiu. Bună seara, bine v-am găsit. Așteptăm cu dezvăluire. Cred că să mai, să mai echilibrăm puțin tabele. Cred că a avut un simț de conservare. Știa foarte bine că PD-ul era pe un trend descendent și probabil a pus mai presus interesele personale și păstrarea unei imagini bune decât să candideze din partea unui partid care i-a dusese de-a lungul timpului numai beneficii. Multe. Pe dreptate. Da. 2004 deputat, îl puteți să subprefect,
Da, 2004-2008, corect. 2008-2012, subprefect. Deci, din punctul meu de vedere, am cunoscut mulți membri ai PD-ului și îi cunosc și acum, oameni valoroși. De la A, bă, acum tu trebuie să exagerăm că nu este singurul, așa că nu Dar nu trebuie zice că e să... singurul, domnule, noi spunem de... Cred că Dar este e singurul care se băicărește, că el este transparent și cinstit. Se iei transparent să spună. Ai avut cu Falcă combinații din 2008, în 2008 și cu Ponta. Da, spuneam vis-a-vis de Ponta, că acum probabil că Romanescu se așteaptă să-i mai plătească Ponta vreodată vreo datorie factorii ajutat în 2008. Nu, dar ce nu înțeleg foarte mulți politicieni, că nu știu dacă neapărat numai a fi cinstit este o mare calitate, pentru că un oraș, sunt foarte mulți oameni cinstiți, așa, dacă am luat pe toți oamenii cinstiți din România să-i punem să conducă, nu cred că ar fi... 99,1% din persoane nu sunt certate cu legea. Da, nu cred că ar fi o mare descoperire. Ca primar, în viziunea mea, și cred că Târgu Jiu și foarte multe orașe din România suferă de acest fenomen. Și aici fac o mică paranteză și mă refer și la Cârciumaru. Cârciumaru, dacă era băiat dezghețat și se oprea la... Hai, nu pe primul mandat, să zici că na, te începe să-ți placă mierea. Dar după al doilea mandat, dacă renunța și se ducea în Parlamentul României, avea o imagine destul de bună și în momentul de față. Adică el ce a făcut la vremea respectivă? A făcut curățenie în oraș, l-a deratizat, dar atât. În rest, nu poți să spui că avea o viziune cam ce înseamnă un oraș, cum trebuie să dezvolte și nu neapărat numai din punct de vedere al curățeniei, pentru că atunci era într-adevăr o perioadă în care orașele erau mizerabile din România, dar o viziune arhitecturală n-avea. Și o viziune de dezvoltare a unui oraș. Dom'le, ca să fii primar în momentul de față, eu am mai spus-o, trebuie să ai o anumită viziune, trebuie să știi ce vrei de orașul respectiv. Pentru că altfel avem parte de un oraș chici. Ce facem peste 20 ani? Fântâni albastre, fântâni mov, clădiri între case, un cartier de case. Eu nu mă mir, dar, de exemplu, Dom'le, dacă îi place liderului, trebuie să le placă și cetățenilor. Să zic așa, dacă nu ne mirăm dacă în cartierul Bicaz apare pe mâine un bloc. Că Târgu Jiu e posibil orice. Au apărut mai multe. Cum au apărut în alte cartiere de case. Deci, hai să vede că edilii care au condus... Nu, edilii care au condus Târgu Jiu n-au avut o viziune. Nu, vă spun eu ce n-au avut pug. Celebrul e cu intenție să nu ai... Dobăruță, dacă vă spun de pugul ăsta, eu am spus pe la foarte multe posturi de televiziune de vreo 3 ani, când toți ziceau, a fost o emisiune la Gorj TV, mi-au aminte acum vreo 3 ani cu Adi Tudor, înainte de campanie electorală, avem pup până la sfârșitul anului. Era campanie electorală, cred că la locale. La sfârșitul anului, nu, dar domnul... a fost și cu tot la Gorj TV, domnul tot la fel discutat. Domnul ziceți, pe cine avea tricouri cu pug la ședințele consiliului. Fiți atent, dacă era pugul ăsta în funcțiune aprobat, nu mai putea construi dar nimeni de cap. Care nu-și doresc pugul. Aici, în nord, aveam platformă industrială în nord, în sud, zonă comercială, în cartierul de casă n-ai voie cu blocuri. Asta era o componentă a unei viziuni arhitecturale a unui oraș. Marile probleme. Domne, n-aveai voie să mai... Cum și-a pus ăla discoteca peste conducta de gaze. Da. Asta e proprietate, problemă. Pug, problemă. Ai văzut, discutam domnul David Fiu, că a fost iar niște ploi acum zilele ăștia destul de puternice și aceleași probleme bine că a plouat, canalizarea... că de la naibă. Da, doamne, de aici un primar trebuie să aibă o viziune și o prioritizare a viziunii lui. Adică omul trebuie să știe de unde să înceapă. Doamne, când își face o casă, trebuie să știi când fac casa asta, ce fac privată. Gardul! Să nu mă spune ăștia. Punct! Poți să vorbești de aici? Da, păi da, am înțeles că ai vorbit o jumătate de oră până acum. Lăsați-l să vorbească. Deci trebuie să ai totuși o viziune. Dacă n-ai construit în viața ta, dar Romanescu a construit la o casă. Domnul Romanescu a construit 4-5 case. Domnul Carajan a vorbit, l-a tocat pe Marcel Romanescu. Nu, a construit 4-5 case. Nu, 2012, cea mai importantă de ratizare. 2011-2012, cea mai importantă de ratizare. Dacă dăm exemplu numai pe Romanescu, dar nu undeva. Nu, că nu-l dăm mare, pe Căciubaru. Îi faceți bine, îl transformați în victimă. Da, păi nu, de rău și săracul nu e rău. Ba nu. Nu, eu chiar vreau să-l transform în vigă. Dar lasă-mă să termin de an. 2011-2012, Cârciumaru a dărâmat căutețele de porci de 9 mai, de acolo, de pe lângă Anei Pătăscu, pe calea ferată, i-a dat terenul și l-a luat Romanescu acolo,
un întreg ansamblu de viluțe, că a construit, aia vreau să vă spun că a construit, știe cum să construiți căsuțe gălii pentru el. Citiți din Gația de Vere, să vedeți că tot vândut din ele, nu-i problema, moștenii mari. De acolo nu era cotețele lui și gândiți-vă că 1000 de oameni creșteau și câte un porcușor acolo și așa. El a dat, a făcut deratizarea. I-am făcut cerere să-mi cumce și mie cum a construit strada, că știu că n-are autorizația. Asta este, dar nu se mai pot schimba. Astea lucruri știi că trecute. Noi vorbim acum ce putem face de acum acolo, pentru că lucrurile, dacă continuă, noi de 26 de ani... Lider politic, cu experiență și vechi... Soluție, nu mai avem nicio soluție, din păcate. Trebuie să veniți concret, cu propuneri. Domnul, nu numai ăsta politici, care eu am mai spus că dar un amalgam. Deci PSD-ul va fi condus de peneliști în 2020, iar PNL-ul de PSD-iști în 2020, așa că nu trebuie să mai facem să avem prea mari așteptări. Dar măcar cetățenii care aleg primarul în 2020, domne, dacă nu vede la un om care are o viziune, nu mai alege noi la al doilea mandat. Ați prefera să fie un bandit, chiar dacă e bandit, dar să facă treabă? Bineînțeles, pe altul, altfel să alege praful de țara asta. Uitați-vă cum arată România între un cinstit și un bandit. Eu vreau să vă contrazic, chiar dacă să spun. Păi nu, între un cinstit și un bandit care face treabă, ce înțelegi? Domnul, toți primarii sunt cinstiți. Da, până ajung la hotărârea judecătorească definitivă. Dar să revenim. Domnul David Soiu este unul dintre politicienii care din Umbră... Acum vreți să-i luați partidul sau ce vreți să zice? Nu, niciodată. Nu? Niciodată așa ceva, nu. Eu respect. În relația noastră personală n-are legătură cu aia politică. Nu ne înțelegem noi politic, e altă treabă. Eu nu fac politică, din cauza aia nu ne înțelegem. Dar domnul David Soiu este unul dintre ei care l-a ajutat fantastic de mult cu investițiile pe Florin Căciumar. Beneficiind de două momente pe care gorjenii trebuie să le știe. Gândiți-vă dumneavoastră că în frumoasa locație de la Arcani, în 2003, s-au trezit, era o grupare PSD-istă la șprițuri acolo, s-au trezit cu Adrian Năstase peste ei. N-au știut nimic, vă garantez, decât 3-4 oameni n-au știut. Știa tâlharul șef, cum îi spun prietenii, că vine Năstase. Și să nu credeți că Năstase a rămas dator Gorjului. Chiar a sprijinit Gorjul în perioada aia și Florin Căciumar a beneficiat de niște sume consistente. Greșesc cumva, domnul David Soiu? Și pe mâna dumneavoastră și pe șpițul dumneavoastră, da? Și pe vremea Elenei Udrea. Uite că ridicați mingea la fileu. Nu e niciun fileu, da. Ba da, nu o e, relație extraordinară cu doamna Udrea, în general cu miniștrii, nu numai cu Elena Udrea, să ne înțelegem, că și la transporturi aveați, cu domnul Udrești ați avut o relație privilegiată, domnul, privilegiată, domnul David Soiu, uitați-vă în cameră, vă rog eu să puneți un prim plan pe domnul David Soiu. Sau un gros plan, ca să se vadă mai bine. Cum vreți vreau să vadă sâmbătul ăsta? Nu, dar deci trebuie să discutăm și probleme serioase. Păi nu, dar foarte serios. Păi nu, vorbim despre culisele politice în seara asta. Dumneavoastră, pe mâna lui Udrește, care era gorjan și este gorjan și un om deosebit, l-ați ajutat pe Căciumarul foarte, foarte mult cu bani. Greșesc? Domnule, ce pură sperierea de primăvară, de vară. Trebuie să înțelegi și lucrul. Că rămâne fără haine dacă pierezi. Nu, dar trebuie să discutăm și... Ba da. Trebuie să discutăm și problemele serios. Urmăriți ceva cu PMP-ul cu astea, că nu-mi dau seama unde. Dar trebuie să discutăm și problemele și serios. Le luăm și în alte ori de idei. Eu sunt supărat. Uite, vrei să spun ceva cu PMP-ul? Ce ciudam eu pe PNL? Mă uiți prin ăștia care se duc la... Și eu am fost aici cu cineva de la ei într-o emisiune la un post de radio. Ei nu discută, ei chiar nu își ajută nici partidul, nici primarul. Pentru că m-am uitat nu la ei... Nu își fac rolul de opoziție, de fapt nu e opoziție, da, la putere, la tot timpul, dacă îi întreb ce vor să facă, până la urmă sunteți partid, PNL-ul, primarul e de la voi. Îl întreb ce viziune, ce credeți că ar fi... Fiecare, dacă te uiți la 4 posturi de televizor, fiecare spune câte ceva diferit. Sau spun că de exemplu, nu, acum dacă întreb ce prioritate are Romanescu, dacă ai întreba acum, astăzi, mâine, întreba ce prioritate are Romanescu pentru anul acesta, adică să vezi dacă are o viziune, ce vrea să facă tâi, să modernizeze Casa de Cultură. Dau un exemplu care e la îndemână, că s-a discutat de Casa de Cultură. Să facă parcare. Să facă... Să rezolve problema traficului. Să rezolve cu traficul. Care e infernal. Dacă rezolvând cu parcarea, rezolvă puțin și cu traficul. Infernal. O parte din trafic rezolvă. Să facă o infrastructură ca lumea, să dea în folosință stadionul, să termine centura. Care sunt prioritățile lui? Adică să aibă, să-l vezi, domnule, că totuși are, începe de la idei și vrea să ajungă aici. Asta e, atunci poți să-l alegi cu drag. Pentru că zici, bă, orașul Târgu Jiu, uite, a găsit pe cineva care cred că o să dezvolte orașul.
Păi dacă el vrea să dezvolte orașul cu ce a avut Cârciumaru, se înșeală. Ăia și-au dat ce, tot ce puteau. Cârciumaru și toată știința... Cârciumaru a schimbat-o direct din primărie. 20 de ani puteau să dea orice. Marjoca, doamna Ștefan... A dat vina numai pe Cârciumaru. Cârciumaru îi devine pentru că s-a plată tot Târgu Jiu, este o aberație. Îți devină și directorii din primărie, domnule. Pentru că hai să fim serioși. Ei s-au ocupat de lucrări, ei l-au supravegheat, că-s de proastă calitate ei. Au pot să spui că primarul s-a dus peste tot și a verificat tot ce trebuie. Că a ales culorile, hai să fim serioși, o știu pe Cârciumaru. Să strângea cu ei la o masă, la un șpriț și mai întreba, mai ascultat, nu era chiar... Când l-a apucat pe el Pandalin, l-a apucat, dar mai ascultat la ei, băi, nu mai da galbenul ăsta pe, sau frezul ăla, sau movul ăla care e pe centru. Domne, fântânile alea din centru sunt oribile. Doamne, având o localitate de munte, cum e Târgu Jiu, Târgu, să-și prin denumirea lui, nu poți să dai, bă, cu culori, cu albastru, cu mov, pune, bă, piatră, că-i cade muntele pe tine, fă ceva frumos. Avem granit la... Și mai așa, mai discret. La fântân, Râncă, la Bumbejiu. Nu, dar fântâni caracteristice zonei de munte. Și nu trebuie să faci 14 fântâni, că aici așa plouă des. Fă, bă, două fântâni așa ca să dai un aer de altă... Adică atunci când e dogoarea, când soarele alea dogorește cu 40 de grade, să fie puțină umezeală pe centru. Ori în centrul ăsta nu vezi nimic. Trebuie să păstreze măcar o zonă, să spui... Știi cum au toate orașele. Băi, avem și noi, uite, două străzi de 400 de metri. Ăsta este... Orașul vechi, și-a mai fost, sau centrul vechi, cum se spune peste tot. Vă aduceți aminte ce scandaluri am avut o stradă cu Cârciumaru vis-a-vis de sensul legislatorii să pună în ele arteziene, da, sau să pună măcar de butata păstrezi, afa? Măcar să păstrezi ai din Olteniței și Eminescu. Da. Sau ce-i pe acolo, ce mai e, Crișana. Spui, bă, asta-i zon, e centrul mai vechi. Mai este și Tudor Vladimirescu. Sau cum se cheamă, strada care duce la spital. Deci a distrus... Mă rog, ăștia să le faci să spui că, bă, asta-i zona veche a orașului. Ceva trebuie să păstrezi. Că altfel dacă bagi blocuri, bagi pereți copertină, amesteci naibii pereți copertină cu case rustice, cu nu știu ce, chiar nu mai înțelege lumea ce e, nu mai e târg. Noi avem urbanism cumva? Nu știu dacă avem nimic. Domne, nu e Pugul. Da, să revenim, nu numai Pugul, domnul. Pugul nu trebuie să fie până nu-și vor termina grupurile de interese, situațiile. Dacă 27 de... Păi doamne, dacă ministrul învățământului... Dacă n-ai arhitect la primărie... Ați văzut la televizie centrală, ministrul... Pardon, ați văzut Comisia de Învățământ a Parlamentului României este un individ care a terminat, a dat bacul la 40 de ani și a terminat facultatea la 44. La 41. Și îl pui Comisia de... Îl pui Comisia de Învățământ. Păi ce șanse mai are țara asta să progreseze, domnule? Când sunt atâția tineri care au părăsit, nu zic că toți cu poftă de muncă. De asta nu mai au de unde. Dar foarte mulți dintre ei care aveau o șansă și puteau să dezvolte România. Dacă noi continuăm și punem toți eșuații ăștia că în viața personală, care n-au realizat nimic în viață privată, adică dacă s-au privatizat, au avut și ei trei magazine, au dat faliment și după aia îi luăm. Deci au dat kicks în afaceri și după aia, deci n-a fost bun în afaceri, n-a fost bun nici ce, păi cum poate să fie unul bun de manager dacă n-a fost, dacă ce a avut el a dat kicks. Asta asistăm în ziua de azi. Și ne mai mirăm de ce merge prost și învățământul, și cultura, și sănătatea, și tot. Păi dacă îi pui pe toți care n-au reușit nimic în viață și îi reabilitezi tu și îi pui directori. Ziceți pe Gorj. Cu nume, cu date, cu responsabilități. Dacă ați spus de spuneți general, la modul de învățământ. Ziceți nu e caracteristic. Păi și fac ce e, dai bine. Că suntem pe ultimul loc. Pe ultimul loc la nivel, nu chiar pe ultimul, mai e vasul eu și... Păi ultimele trei locuri, e concurență. Am ministrul învățământului din Gorj, da? Tu vedeți că peste tot îs acuzați de licitații trucate. De concursul trucate. Le schimbă acum, Dragnea, le dă posibilitatea să facă ce vor. Le schimbă legea. Păi măcar să-i pună naibii, să spună că e totul politic. Ai voie să furi până la 200 de mii. Și rămân pesediști în țară și rest pleacă toți. Dacă pui totul politic, să alege praful de țară. Nu. Unde ați pleca dacă ar fi să plecați? Nu pleacă. Aia, nu pleacă. Aici tine. Dar vă spun că o să plecească... Nu, o să plece toți din țară. Nu. La să PSD? Toți din țară. Preluați conducerea PSD Gorj? Păi ce are? Păi ziceți că trebuie să... Eu am spus, ați înțeles foarte greșit. Eu am spus că PNL-ul va conduce PSD-ul. Românescu a fost la Tăricianu, PSD-ul, PNL-ul. A fost cu APR-ul, e combina cu Ponta de 10 ani, nu se pune problema.
Mă gândesc că și dumneavoastră care cunoașteți pe toți ăștia la fel de bine. Da, una e să-i cunoști și alta e să... Și așa m-a acuzat un prieten că mă duc eu la chef cu peserișul. Eu am fost în viața aia. Păi, întâmplător, dacă deci, dai la ziua cuiva... Întâmplător, sau la... întâmplător, nu vreau să fiu nepoliticos. Nu cred că te poate acuza cineva pentru că este un hobby al dumneavoastră participarea la cheful. Și adică fără dacă, culoare politică. Dacă mă duc la Văgiule și acolo deci, dau de vă, și care este problema? Este un hobby al dumneavoastră participarea la... Da, și foarte bine. Agape. E o chestie de socializare. Da, dar agape din ăștia frățești, nu? Acolo afli, da, foarte, multe, afli foarte multe lucruri de culise. Păi și cum, rețeaua dumneavoastră de lăutar spion nu mai funcționează? Ce da, să avut niciodată... Lăutar spion? Aveți, spion. Are, nu știai? Are pe lăutarul șef, spionul șef. Nu mai funcționează așa bine de spate. Părerea lui și manifestarea lui, așa înțelege el că... Trebuie să le știe pe toate. Nu cine a dat vânt și a spus că... Probabil s-a uitat la Zorro și la... Da, e posibil. A mai, în ultima vreme am rulat și filme de ăștia cu justițiari. Domnul Nicu. Dar ele erau filme. Sunteți unul dintre primii privatizați ai Gorjului, da? În viață chiar primul. Ultimul. Adică cum i-am luat? Primii, da. Printre primii v-ați privatizat, prim. Da? Nu, era Fofo, că a avut cu numărul 1, eu am 2. Da, bun. Da, trebuie să luăm o pauză de publicitate, să vă pregătiți de celelalte dezvoltări. Domnul Caragea, opriți-vă. O întreagă stradă și căsuțe, dumneavoastră, din primul privatizat al Gorjului în viață. Bilet pentru cei dragi. Știu că vă plac dulciurile, dar nu aveți timp să le faceți în casă. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de fuietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. Cu multă pasiune, Aida. E vremea să mergeți la patiseria Aida. Toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești la patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la patiseria Aida din Târgu Jiu, strada Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, cu multă pasiune. Patiserie din 1994. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici. Și aici. Și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, Calea București, numărul 71. Școala unde vei deveni asistent
asistent medical, o profesie pentru Europa. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servici pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. SCPT NDS Impec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT NDS Impec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT NDS Impec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253 211 321. Oferte imbatabile în cadrul campaniei de primăvară 2018 la Raico, dealer autorizat Husqvarna. Până în luna iunie, motofereastrăul Husqvarna 236 costă doar 799 de lei, iar motounealta Husqvarna 128R 1099 de lei. Nu ratați reducerile la motouneltele Guardview și motofereastraele pentru elagaj, dar și la motofereastraele Husqvarna 455 Ranger, 365 X-Torque și cele din gama XP. În plus, la motoferăstraiele 435-2 și 440-2 primiți cadou două lanțuri X-Cut la cumpărarea acestora. Reduceri uimitoare și la tractoarele pentru tuns gazon, între 500 și 1500 de lei, plus cadou un refulator pentru fiecare tractor cumpărat. La cumpărarea unei mașini de tuns gazon se oferă cadou o foarfecă pentru Guardview, iar la cumpărarea unui Raider 320 AVD Husqvarna beneficiați de 10% reducere la accesorii. Oferta completă a campaniei de primăvară 2018 în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna. Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Suntem din nou în direct cu partea 3 emisiunii Dilemele Zilei. Domnii Viorel Carjea și Nicolae Davițoiu prezenți alături de mine la emisiune. Promit dezvăluiri. Haideți să vorbim și despre ce va fi, că am vorbit despre trecut. Deși trecutul oferă mai multe surprize decât prezentul. Din trecut învățăm, din greșelile trecutului politicienii trebuie să învețe, să-și punem și în cap. Vreau să-l întreb și pe bunul meu prieten, domnul Nicu Davițoiu, ceva, că toată pauza... Sincer, am vrut să-l întreb în pauză, m-a tot plimbat, cum face dumnealui așa. V-a blocat, am văzut. Păi camera pe dumnealui să-l vadă telespectatorii, vă rog frumos, în direct. Asta îi urmăresc că prima reacție. Auzi, și tu pe urmele lui Tudor, că numai era emoție așa, eu cu gene așa. Dar i-a rugat frumos, să stai pe mine, nu-i problema. Ajunge să facă emisiunea singură, Ion Tudor. În această perioadă a dezvăluirilor corecte, nu senzaționale, dar normale, poți să spui tuturor telespectatorilor de ce te-a dat... Domnul Oleg afară din PNL, din moment ce domnia ta nu fusese în grupul ăla care au votat și au jurat. Păi nu avem reacție acum a domnului... Păi nu, dar să spun... Nu a pus camera. Nu e o problemă, că poți să spui nu. L-am beștrit într-o ședință de partid organizată la sediu, fostul sediu al PNL-ului, de fapt e și actual. Secundar, da. Sfântânile Artezine pe lângă farmacie. Când a venit și Dan Radu Rușanu, l-a chemat acolo la ședință și l-am făcut ca pe albiu de porci, o recunosc și poate să recunoască și el că l-am făcut de... Și a plecat. De ăla și l-a băgat și a plecat. Dar... Și a trecut la PD. Și a trecut la PD, da. Asta, cam asta nu, e da, adevărul. Eu mă bucur că sunteți de m-a dat pe mine afară, pe Aurică Popescu, pe Liviu Câlnicianu, Orzan mai șmecher a rămas. Cum e el mai lipitor? Cred că v-a și fărat toți de pe voi. Nu, dar el e mai docil. Nu, dar așa, păi nu când sunteți așa, la un șpriț, ești mai liber. E mai docil, e mai docil. Da, și de-aia la... La orice șpriț de tovar, că... La orice capăt trebuie să fie și unul care îi dă privire pe el. De ce n-ați plecat cu domnul Aurel Popescu la PSD atunci?
A, niciodată. Eu sunt prieten cu toată lumea, trebuie să recunoaștem. Da. Dar, nu dar niciodată n-am autoritate de dreapta. Eu și când eram mai mic, statul țineam cu rușii, eu țineam cu americanii. Eu tot timpul am avut o înclinație spre vest. Niciodată nu m-aș înscrie la PSD, indiferent de conjunctură, pentru că e un partid care, da, ce doctrină are, deși partidul nu au doctrină în ziua de azi. Dar totuși, ca și cel puțin generic, PSD-ul este asimilat cu partidele foste comuniste, socialiste, vă rog, ceva. Cred că nu mai asimilat cu nimic de la cine, pe cine au ajuns să pună premier. Deși în momentul de față, cred că s-a asimilate cu scăpăm pielea noastră și în rest nu ne mai interesează. Cel puțin ce se întâmplă la nivel național în ultima perioadă. Toți pe așa că nu. Nici nu m-aș regăsi, nici nu. Deși recunosc că sunt prieten cu câțiva de la ei, oameni respectabili, n-am nicio problemă. Acum nu cred nici, cred că toți pe care îi știu s-au dus la PSD neapărat din, că după excluderea... din dorința că au îmbrățișat doctrina. Nu cred că toți domnul s-au Davidson, dus. Da. Dar e o mare surpriză că după excluderea de la nivel central a domnului Grivei, domnului Puiu Diaconescu, domnului nu știu cine a mai plecat, mi se pare că și Sabin Popescu a plecat. Nu, dar excluderea a fost, toți au plecat, toți patru. Excluderea a fost... Rămăsați acolo pe așa pe poziții și după aia, pac! M-am dat afară, domnul... Dar știți care este problema? Nu, dar sincer. Eu nu pot rachiune la nimeni, pentru nu, că de-aia eu așa aș vrea să fie... Politica trebuie să fie făcută de oameni care nu sunt frustrați, care, nu, dar totuși mă lăsați să termin care întrebarea. Se realizează ei pe cont propriu, nu neapărat. Pentru că de-aia se ajunge la chestii astea de polemică, de acuzații, de... Nu, pentru mine... Eu dacă n-am totuși nimic cu ei, da, chiar nu le port rachiune. Pentru mine personal aș vrea un răspuns așa, ca să lămurim... Mulți ani de când nu v-am niciodată cât am fost în activitate, n-am discutat politică cu dumneavoastră și m-am frământat problema asta. Să le putem discuta și tetate nu, dintre neapărat la TV. Da. Este adevărat că v-ați bătut pentru Puiu Diaconescu atunci când v-ați luat cu Morega la hață? Cu Daniele Morega? Da, dar ăștia sunt amintiri. Nu amintiri. V-ați bătut pentru domnul Puiu? Da, și pentru echipa care a plecat? Pentru echipa care a plecat, dar n-am aprobat niciodată gestul lor. Asta eu nu, dar nu vorbesc de gest. Domnule, eu, deci fiecare a votat după conștiința lui și după ce a dorit și își asumă votul. Știți care e problema? Foarte bine că în acel moment fiecare vota și își asumă votul. Haideți să fim serioși și chestia asta cu conștiința. Când te scrii într-un partid, dacă o luăm așa cu conștiința, înseamnă că Parlamentul României trebuie să avem... Să avem cinste de conștiințe. Nu. Dar în 2004 știți bine că puteai să votezi că nu-ți lua mandatul de consilier dacă după aia s-a schimbat legea. Stați așa, că tot cu 2004, fiți atenți aici. Atunci s-a schimbat un an crucial. Stați așa, am ajuns în 2018 și uite cum vorbesc politicienii, mai grav, premierii în România. Zice Vasilica fiind premierul României, orice om îi este frică de o plângere penală. Păi da, știi că la noi sunt două purtătoare de cuvânt care se văd care, știi care dintre ele e un fel de... Nu, domnule, așa vorbește gramatical premierul României. Deci, orice om este frică de o plângere. Domnul, uită-te la cele două mari purtătoare de deci vorbe. Deci ăsta e semi-alfabetism la nivel care înalt. Care se văd prefecturile. Nu, dar și faptul când vorbea că depinde numai de premierul României. Ea era premierul României. Domnule, cum a ajuns una ca asta și premierul? Și spune că... Și că păi stai că eu sunt premier. Pe mine mă surprinde faptul că Meleșcanu totuși este un om, hai să nu îl băgăm în din epoca veche, cu aceea și din epoca veche și cred că mai este cultivat, un om, un diplomat totuși de carieră, nu poți să-l... Păi și cum o pui pe asta să... a ajuns pupicurismul încât să-l auzi pe Meleșcanu spunând, deci asta nu mi-a venit să cred niciodată, că nu pot să mă duc la întâlnirea cu șeful statului pentru... decât cu aprobarea lui Vasilica. Păi, exact cum ai cere, cum era Titi pe vremuri, să spună primul secretar, nu pot să mă duc decât dacă cer aprobarea lui Titi. Păi, când te uiți la premierul României când vorbește, deci se referea, ea era premierul României, dar se referea, folosea ceva impersonal când vorbea cu ziariștii. Și că trebuie să ceară voie asta înseamnă că premierului României. Asta înseamnă că funcția ei o depășește?
Nu știu dacă o depășești, dar părea că a sărit gramatica rău de tot. N-are legătură. Chiar n-a făcut nici măcar... N-are legătură cu domeniul. Gramatica se învață în 5 8. Uite. Da. După clasa 8 nu mai niciodată. S-ar părea că le-a sărit și s-ar părea că fiți atenți aici. Se modifică ceva pe șina politică dacă se îndeplinește cererea asta DNA față de Liviu Dragnea? Cere 7 ani și jumătate de închisoare pentru Liviu Dragnea, DNA, în ultimul dosar. 7 ani și jumătate. Ce se întâmplă pe șina politică? Dacă bine, că are deja o condamnă. Nu cunosc dosarul și nici n-aș putea să mă pronunț. Așa scrie aici. Să ne pronunțăm noi. Acum nu știu, cum am încadrat faptele. Ce fapte a făcut care... Dosarul angajărilor fictive la DGASPC-telor. Dar la cât se fură România, câteodată sunt și exagerări. Dar având în vedere că și Al Capone a omorât peste 400 de oameni și a sfârșit în pușcărie pentru, o factură, pentru da. Evaziune fiscală. E posibil orice și e posibil și afară. Nu ați văzut că nu te descoperă cu toate faptele și te condamnă pentru ce descoperă. Dacă e. Bine, dar cred că ar fi bine pentru România, chiar dacă i-ar da și 2 ani. Ar merge că la pușcărie. Tot acolo s-ar ajunge. Și un an dacă i-ar da tot la... oricât i-ar da tot la pușcărie ajunge, pentru că mai are dinainte cu suspendare. Da, se modifică total clasa politică în funcție de ce se... Păi, de exemplu, revine Ponta dacă, de unde știi că nu poate... dacă s-ar întâmpla așa ceva... Cine preia conducerea în PSD Vasilica? Dacă s-ar întâmpla așa ceva, am avea sigur loc de... am avea parte de premiere mondiale. Adică eu sunt convins că Viorica Dăncilă va prelua PSD-ul Udrea în Costa Rica și ar cere azil politic. Pentru că sunt convins că la câte inerții a spus și cred că câte greșeli a făcut, de care ea chiar e convinsă după ce pică Dragnea, că atunci probabil să trezi și la realitate. Domnule, dar ăștia nu sunt bun la cap, că ei fac, rămâne în istorie cu astfel de... Deci faci joc de România. Nu? Deci România... Peste ani, peste 50 România de ani se va vorbi, au pus-o tută premierul țării. De 27 de ani nu evoluează deloc. Dacă ieși în afara granițelor... Cum să faci asemenea aberații? Cu excepția... Să pui niște servii, proști... Da, da, măcar ăștia au naibii o scuză. Au fost bombardați rași de către americani la un moment dat. România chiar n-are nicio scuză, vă spun. Dacă comparăm România cu celelalte state est-europene, Slovenia, Cehia, până și Bulgaria, cred că suntem extraordinar de prost. Avem cea mai proastă infrastructură din Europa. De departe cea mai proastă infrastructură. Stați așa să vă dau altă informație. Ne lăudăm că după 27 de ani. Ne lăudăm că după 27 de ani noi băgăm, n-am terminat procedura de să aibă toată lumea canalizare și apă după 27 de ani. Cred că deci și curent, dacă curent este peste tot. Nu este peste tot. Deci imaginați-vă că pe unde stăm noi față de celelalte țări. Asfalt. Care... Da. Cam pe unde stăm dacă noi ne chinuim jumătate din la gospodării. La 27 de ani ne străduim tot. Jumătate din gospodării au WC-ul în curte. Și bucuria oamenilor, deci și bucuria primarilor, ați văzut care este. Că au tras apă în comună și că au canalizare. De ce au ajuns să bucure de lucruri normale? Da, gorjenii în de ce 2000? De ce vorbim noi de primar de comune? Hai să dăm exemplu Târgu Jiul. Păi ăștia n-au canalizare. 40% din Târgu Jiu nu are canalizare funcțională. Nu are deloc sau nu e funcțională. Aproape 40%. Târgu Jiu, nu altcineva. Așa este. Romanescu putea să profite de chestiile astea. Dacă era venea și spune, băi, uite, ăsta n-a făcut, eu vreau, în primul punctual, rând, să aduc la un mini de standard Târgu Jiu. Ce înseamnă un mini de standard? Apă și canalizare peste tot. Ceea ce nu există în România, în momentul asfalt, de față, și mai ales în Gorj. Uite, aici să vă spun un lucru care poate vi se pare mai greu de crezut. În Sibiu, când am ajuns eu acum 4 ani, la primele ședințe la prefectură și la primărie, am rămas surprins. Se discuta 117 străzi fără asfalt. Și am zis, domnule, dar nu sunt cam multicele, din vreo 600 aproape. Păi domnul Carace aici se lucrează în felul următor. Am reușit să băgăm apă, canal, gaz și curent pe jos. Ei nu mai merg pe cabluri de mulți ani, domnul David Soiu. Da? Asfaltăm, nu? Mergem cu ele pietruite. Și făceau între 12 și 15 străzi pe an, deci unii ajungeau de-abia peste 8 ani, o să ajungă să aibă asfalt, dar nu se discuta să nu aibă toate utilitățile.
toate utilitățile băgate pe acea stradă. Păi noi turnăm asfalt. Vă dau un cartier la preajma acolo sus, s-a dat pentru tineri. Mințile creatoare din primăria Târgu Jiu, și vă aduceți aminte că în acea perioadă nu vă certați cu domnul Cărciumaru, nici dumneavoastră, nici eu, și vă mai luam și partea când îl mai lua el pe unul de mână, de era certat. Domnul Caragea, stai așa, să-ți explic, era... să vă opresc, că mi-am adus aminte cu nu era certat. Și în cartierul ăla, păi lasă-mă puțin. Domnule, dar de ce nu i-ați luat, domnule, de atunci, dacă era o așa? De ce, uite, domnul David, nu ați ridicat atunci? Păi cu ce se ridice? Cu orice, dacă au făcut ilegalități, dacă au falsificat licitații. Nu confundați, n-a spus nimeni asta. Deci că mereu vi se reproșează treaba asta. Deci, domnule, vorbește acum. Haideți să ne înțelegem. Și atunci ăsta care întotdeauna reproșează aiureli, asta se spune mereu. Un lucru. Domnule, vorbește și niște habarnici care nu știu ce înseamnă să respecte legea. Și atunci era pe mână cu ei, da. Deci nu am fost pe mână cu nimeni, să fie foarte clar, da? Florin Cărciumaru a fost 17 ani primar, da? Viorica Caragea doar 5 ani și ceva inspector șef. În aceeași perioadă au mai fost 7 inspectori șefi. Dacă încălca legea, credeți că l-a cooperat la culea vreunul? Nu! O făcea la limită. Lucrarea o făcea proastă, cu firme proaste de casă, și aia era altă treabă ce făceau. S-a cooperat prin hotărâri de Consiliu, s-a cooperat. Deci că terminăm cu ideea asta de ce l-a luat. Nu! Dar vă garantez că îi spuneam, și domnul Davițiu este aici și mulți alții care erau la masă, că vă garantez că ce le făceam dirigenții de ele săreau capacele, plecând de la culori, de la tăia pomici, de la străzi, de la parcări și de la toate alea, că interesul era să nu facă și abuzurile primăriei nu le făcea numai primarul. Aici iarăi este o parte proastă. Nu, deci ascultați-mă. Florin Cârciumaru este liber și a fost liber datorită faptului că, în comparativ cu ce și-a dus Romanescu acum, a luat lângă el o echipă de buni specialiști în juridic. Da? Gore Jianu trebuie să-i aprinde Cârciumaru dimineața o lumânare când se scoală prima dată. De ce să-i aprinde lumânare? Că e tânăr, eu vă spun, e în viață. Nu, la vii, domne. Se dă aia ca tiste de vii. Aia, deci da, omul care l-a ținut departe de pușcărie pe Cârciumaru este Grigore Jianu. Doi, când o lua pe arătură și mai avea, îți garantez că foarte mulți directori veneau și spunea, domne, mai zici și mă dacă, uite, tot încearcă pe segmentul ăla, că e bine, e la limită. Foarte mult ați văzut, foarte mult dau după Zaharia și după nu știu ce, că nu știu ce. Da, oameni de caracter. Eu sunt convins că Zaharia, eu îl știu de foarte multă vreme, face orice îi se cere și face chiar cum profesionează. Am învățat atâta ani, e greu de crezut că Zaharia chiar nu știe ce să facă pentru... Dar să știți că sunt mulți în primărie, la multe servicii. Dar acum trebuie să-i și pui acum, dacă îi mai bagi. Știți care e problema? Că sunt mulți care își fac treaba fără să li se mai spună. Da. Mulți din primărie. Mă rog, nu mulți. Unii dintre... Ascultă-mă! Știu, ăștia de la fonduri europene, de exemplu, de edilitara și alte servicii. Nu știu ce au de făcut. Dacă nu le fac, se vede. E ușor să blamez pe Caragea că l-a apărat pe Cărciumaru. Din punctul meu de vedere, nu există... Gorșu avea 70 de primari care au încălcat legea. Ai văzut condamnat definitiv? Domne, asta spun oamenii în oraș. Iese Caragea la televizor și acum a dat cu tunul după ei. Dar ce a făcut? Păi de ce i-a dat cu tunul? Păi dar stai puțin, am spus eu că a încălcat legea pe ceva, nu eu spun că nu și-a făcut moral lucrurile. Da, mai moral. Și s-a combinat. Păi nu, certă mai rău, dar îl certa și pe vremuri, nu-i problemă. Trebuie să puteți spune că nu-l certa. Îl certa și pe vremuri. Îți garantez. E cineva care stă pe fir. Deci îți garantez că făceam de... Bună seara, vă ascultăm. Alo? Bună seara. Opriți-vă telefonul cu imediat. Messengerul sau ce aveți acolo. Nu știu. Bună seara, vă ascultăm. Dați-ne și nouă sunetul mai tare în studio. Vă rog. În loc să lase oamenii aceia care aveau cotețe să chească porcii. Bine, în primul rând pot să-l sfătuiesc să le acorde dânsul pentru cotețe, că o avea pământul. Dar acum să revenim la subiect. Deci, pământul din Primăverii a fost cumpărat de tatăl nostru, Vasile Sighitiu. Și tata a murit în 2005 cu mare durere în suflet, că n-a putut să recupereze pământul, să lase zeste la fetele lui. Ne spunea că se ducea la oraș, ca să vă spun cu ce sacrificii a cumpărat acest pământ. Se ducea la Târgu Jiu și vrea să bea și el câte o bere, că era sete. Și zicea, nu, lasă, beau mai bine apă, că trebuie să fac și eu avere la fetele mele, da? E, deci ne-a cumpărat acest pământ, ne-a cumpărat 15.000 de metri pătrați, din care noi am cerut, de la început, am cerut din 1996 acest pământ. Și nu Romanescu, Marcel, nu nepotul meu,
chiar nu s-a interesat niciodată. Și când a fost subprefect, soțul meu i-a zis: tu, Marcel, e pământul mamei tale, de ce nu te interesezi? Și a zis nu, pentru că până află, așa el este corect, până află lumea că de fapt este pământul bunicului meu pe drept luat, o să zică, știți, face ca domnul Năstase cu mătușa Tamara. De ce era mătușa Tamara, probabil, nu? Deci tatăl nostru a cumpărat acest pământ și am recuperat după 10 ani de procese în care a fost numai soțul meu, n-a fost niciodată măcar Marcel Romanescu, nici tatălui, nici el, nici primar nu a fost la procese. Soțul meu 10 ani a umblat prin procese și a reușit să recupereze din 15.000 de metri pătrați, să vă spun cât exact, 6.934. Și e corect să-mi proaște pe Marcel Romanescu, pe primar, cu noroi, când nu este de vină, este prea corect. Vina asta o are Romanescu. Este prea corect pentru vremurile de astăzi, domnul Caragea. Bine, doamnă, v-am ascultat. Hai să vă spună corectitudinea. Deci, dumneavoastră, unde erați, doamnă, când... Doamnă, nu aruncă nimeni cu noroi. Dar legende din ăștia din... de Ion Creangă... Chiar n-am auzit nici o replică niciodată pe tema asta. Stați să o ascultăm pe doamnă. Avem un hectar din care n-am recuperat nici măcar un metru pătrat. Pentru că nu s-a mai putut, știți dumneavoastră câte tărăgâneze prin procese. Stați că n-am înțeles ce știu eu? Și se opresc ca lumea. Și nu nepotul meu s-a interesat. A zis că nu se interesează pentru că l-a acuzat. Doamna, eu am spus în felul următor. Așa. Ca să nu greșim cumva, da? Așa. S-au dărâmat cotețele și i s-a dat terenul acolo, da? Da, da. Nu vă supărați, nu știu unde ați fost dumneavoastră când mergea pe acolo. Eu mergeam la acolo. De când am crescut pământurile turcinești, nu știu pe unde sunt. Și doi. Eu am întrebat clar, s-a construit acea stradă cu autorizație sau fără, ca să poată construi vilele? Mai luați dumneavoastră încă o dată avocatul ăla, e și el consilier local și a fost coleg de partid cu domnul Romanescu, care v-a reprezentat în proces. Lăsați-mă să vă dau și o replică, da? Întrebați-l dacă avea obligația sau nu să cedeze familia respectivă Romanescu din teren ca să se construiască de primărie stradă. Alt avocat, domnul Caragea. Doamnă, am rugăminte. Am avut pe altcineva. Acum doamnă, știți ceva? Nu se mai înțelege nimic, da. Ușor, și pe care mi l-a recomandat Romanescu să-l iau și a făcut mare greșeală. Că el a recomandat soțului meu că e un avocat foarte bun. Da, pe Lăzaru, dar asta târziu. Deci, domnul Caragea, nu aveți dreptate. Nu, doamnă, n-am aveți dreptate. Îmi cer scuze că n-am dreptate față de el. Eu îmi cer scuze față de Târgu Jiu. Mie să-mi dea răspunsul clar. A primit. De ce nu vă convine că e prea corect omul ăsta? De ce l-a acuzat? De ce dați cu pietre în el? Dați-mi pietre în el. Dar ce, doamnă, n-am voie să vorbesc de el? Nu vi se pare că... Ce dacă... Nu mai strigați, lăsați femeia să vorbească, că e prima dată când cineva vorbește pe tema asta. Se vedeți mâinile mamei lui. Foarte bine, trebuie el să intervine. Copil de profesori, noi am fost toată familia de copii de profesori și soțul meu profesor, soțul sorei mele profesor de matematică și am fost oameni corezi, ne-a plăcut să muncim cinstit și corect. Ce nu vă convine asta? Nu vă convine, domnul Caragea? De ce nu puneți umorul mai bine și ajutați-l? Doamna, asta face foarte bine. Doamna, v-am ascultat, permiteți-mi și mie să vorbesc, da? Da, ziceți. Unu. Una din marile mele greșeli în viață pe care le spuneți public este faptul că l-am ajutat pe acest Marcel Romanescu, cum spuneți dumneavoastră, nepotul dumneavoastră în campanie. Nu cred. Dumneata poți să nu crezi multe, da? Dar sunt în viață cei care știu și cu cât l-am ajutat și despre ce e vorba, da? Doi. Eu am spus în felul următor că nu a plecat în 2012 de la guvernare și a rămas subprefect PD, da? Și vă rog eu frumos să... analizați ce vă spun. Și a rămas pe guvernarea PSD-USL, de fapt, când toată țara, toți subprefecții PD și-au dat într-o noapte demisia și dumnealui nu și-a dat-o. Da? Doi. Domnule Caragea, nu are legătură. Vă rog frumos, nu mă băgați prea mult în politică pentru că nu mă pricep. Păi nu, domnule, dar dumneavoastră, stați puțin, nici eu nu fac politică. Eu vă spun lucrurile reale, astea nu sunt de politică. Sunt lucruri normale. Mai departe. Nefondate. Dezinformat total. Informați-vă înainte. Vedeți, doamne, cine e informat? Dar de pământ în Șișești, pentru că Marcel a zis să nu ne zbatem, că o să mă acuze domnul cu tare că mi-am recuperat pământul altora. Doamne, să știți că și părinții mei au avut multe hectare de teren pe care nici acum. Domnul Caragea, eu credeam că sunteți un om corect, dar m-am înșelat, îmi pare rău. Bine, doamne, eu sunt incorect, deci m-a dat cinstită. Îmi cer scuze, asta e părerea dumneavoastră, luați-vă terenul, se rezolve cu toate titlurile de proprietate. A fost Liviu Andrei prefect atunci, nu le nepotul meu. Doamnă, știți cine se ocupă de
titlurile de proprietate în cazul prefecturii la comisie? Prefectul sau subprefectul, știți cumva? Păi da, subprefectul. Și eu când l-a rugat pe subprefect, pe Marcel Romai, pe nepotul meu, a zis că nu, că se vor găsi unii neguri căscate care o să mă acuze că îmi fac afaceri. Și uite, nu ne-a ajutat deloc, că de multe ori am și zis, nici nu ar trebui să fie niciun ban pe pământul de acolo, că nu te-ai zbătut deloc pentru el, numai soțul meu umbla prin procese de s-a săturat. Deci ca să știți așa, de soțul Romanescu Marcel, absolut deloc, n-a știut nici pe unde este o bucățică de teren, nici n-a știut nici ce a contestat cumva Viorel Caragea sau altcineva temenicia și legalitatea acestui act juridic? Dar a spus că Romanescu și-a luat pământurile și n-a lăsat pe cei cu cotețele. De ce? Am dat exemplu că marea deratizare, domnul David Ioi a spus că a făcut cârciumarul curățenie în oraș și am dat un exemplu că a curățat foarte repede terenul și foarte potențele repede, ca să preia domnul Romanescu terenul, repede. Dar, doamnă, rugați-l pe soțul dumneavoastră, că a zis că nu vă pricepeți juridic, da, să spună clar și concret, a dat vreun metru de teren să se facă acea stradă? Păi, doamne, am crescut în zona asta, circulat cu bicicleta de când aveam 7 ani pe strada aia. Nu exista legătură din Ana Ipătescu să se iese cartierul Primăverii. Domnul Caragea, vă dau pe soțul meu. Alo. Vă rog, domnul profesor. Sichitiu sunt, profesorul... Da, domnul profesor, am zis bună seara, vă cunosc. Eu m-am ocupat de teren și pentru drumul ăla de care spuneți dumneavoastră am cedat primăriei prin donație 900 de metri de teren pătrat, 900 de metri pătrat de teren pentru drum special, ca să poată, ca așa e, să bage utilitățile celelalte. Deci din terenul meu. Iar cotețele pe unde au fost cotețele au fost locul pământul unde a dat soțul meu, luat de la, în zona de Cerideți. Deci pământul luat în zona Triunghiului, cu acte, cu hărți, de la CFR, cu tot. La Craiova, deci nu mai e dezinformat. Domnul profesor. Dumneavoastră vorbiți ce trebuie la televizor. Domnul profesor. Nu suntem o familie domnul de... Domnul profesor, vă cunosc de mulți ani. L-am cunoscut și pe domnul Romanescu senior, da? Pe mine. Vreau să vă spun așa, nu mai... Considerați dumneavoastră că toți ceilalți au și au ceva cu acest Romanescu Marcel? Nu. Eu spun ce cred despre domnia sa și combinațiile politice făcute. Doi. Eu am cerut și repet să iese public, să dea autorizația prin care i s-a construit acea stradă. Am 50 și ceva de ani, de la 6-7 ani de când puteam să merg cu bicicleta, circulam pe acolo și vă reamintesc. Nu, strada a construit pe vremea domnului Cârciumaru. Eu am cedat terenul când era primar Cârciumaru. Deci a luat terenul în 2005 și imediat n-am actul aceea de donație, imediat în 2006 am cedat 900 de metri pentru drum. De ce? Dacă nu știți, nu vorbiți. Uitați, întrebați la primărie, este actul de donație semnat de... Domnul, eu n-am... Domnul, încă o dată. Eu nu vă spun dumneavoastră decât atât. Acea stradă... S-a construit, foarte bine că s-a construit, da? Să prezinte actele, pe ce perioadă și când s-a construit. Când era primar Cârciumaru. Deci e de vină Cârciumaru, de-aia am spus Cârciumaru să răspunde. Și Romanescu. Și Romanescu subprefect, nu? Și Marcel. Nu era Romanescu perioada. Domnul profesor. Dar nu știu, nu mă interesează. Deci e bine mă interesează, eu ca cetățean al Târgu Jiului, că unul vine și spune tot felul de... S-a construit ca să aibă luna pe unde să treacă. Cine să trăiască? De ce? Păi care sunt au cumpărat acolo? Deci care locuiesc în zona respectivă. Deci, domnul profesor, bun, punctul meu de vedere, mi-l mențin. Eu nu comentez ce teren ați luat sau ce mai aveți de luat. Foarte mulți cetățeni au de luat. Mama mea a murit cu supărare în suflet că n-a reușit să-și recupereze terenurile. Că și eu i-aș spus, nu vreau să te duci să te judeci cu X, cu Y, că se interpretează că lucrez eu ce lucrez. La fel am spus, da? Da. Și să știți că așteptăm, avem cereri și noi și ei au depus sau și murit săraca și avem cereri de zeci de ani eliberate de primăria Târgu Jiu. Nu am depus cereri și n-am putut să iau terenul. Din 91 nu eu, soțul meu. Bine, aici să știți că sunt mulți care trebuie să... Deci e o problemă legilor. Dar vreau să înțeleagă și soția dumneavoastră și dumneavoastră un singur lucru. Mai avem un minut. Când iasă și spune, eu sunt cinstit și transparent. Nu e nici cinstit, nici transparent. Combinațiile dumnealui politice nu l-au lăsat pe drumuri, cum spuneți dumneavoastră, și vai de mine cât muncește. Păi ce, noi nu muncim? Ce, doamne, credeți că noi nu știm să muncim? Nu, păi nu, dar soția dumneavoastră a afirmat că vai cât să muncește pe el, să ne înțelegem.
N-are rost să denigrați un om că nu... Nu denigrează nimeni, asta e realitatea. Și îl rog pe dumnealui să intre să spună punctele de vedere, da? Și o să vă spun toate combinațiile dumnealui politice pe care le știu sau le voi afla, ca să știe lumea cine este. Păi vorbiți de asta, de teren, dar nu de da. Teren. Nu, nu. Deci eu vorbesc de tot ce este, da? Vorbiți ce vreți. Mulțumesc. Eu sunt liber. Vă doresc o seară bună, domn profesor. Da, trebuie să luăm o pauză. Vă invit și în emisiune dacă considerați că este oportun să vă prezentați punctul de vedere. O seară bună în continuare. Iată cum da, este, mă aflăm din culise, că apropo era emisiunea. Știți ce nu înțelege toată lumea? Atunci când ești într-o funcție publică, normal că e supus și atacurilor. Într-adevăr, eu înțeleg și rudele lui Marcel Romanescu, înțeleg și pe el, dar astea sunt rigorile. Eu știu la frate, când a fost director la CEO, l-a atacat toți. Și eu chiar eram prieten cu câțiva dintre care... Da? Până la urmă, eu înțeleg că democrația, și asta e democrația. Păi, în democrație, toată lumea care ocupă o funcție publică este supusă, dar au dreptul la replică, au dreptul, poate să dea distanță dacă lucrurile sunt adevărate. Da. Iar ce nu-mi place la o vreme și auzi și la rudele lui Marcel Romanescu și să ne plăcut surprins, pentru că se vehiculează foarte mult chestia asta cu cinstit și că muncește. Haideți să fim serioși, eu n-am și păstrez rezerve foarte mari cu munca. Adică ce vrea să spună rudele dumnealui? Că domnul Marcel Romanescu dă pe brânci cu munca și noi alalți suntem niște leneși? Păi de ce nu s-a privatizat domnul Marcel Romanescu să vadă cât de bine e privatizat? Să vadă atunci care e munca. Păi poate... Deci pe mine chiar nu mă interesează aspectele cu terenurile, cum le-a luat, ce a făcut, chiar nu mă interesează. Da. Dar această vehiculare a faptului cu cinstit și cu faptul că muncește, o să vă dezvolui eu cât de mult muncea când era subprefect. Ca să termină și cu această patalama pusă că, vezi, Doamne, s-a spetit cu munca. Domnul, Căciumarul la ora 5, nu eu nu fac elogiul Căciumarul, la ora 5 Căciumarul era în primărie, da? Noaptea, poate și la 1, la 2, era în primărie. Nu mai avem eu n-am venit să-i spun, Doamne, că muncea, nu, că mă apucă și păi mă vin așa... Veniți în altă emisiune cu Doamne. Dar asta este o sintamă care defavorizează foarte multă lume care se uită la... Dar am impresia că dacă ia să ieși și spun că din vârful ruciului și... Noi judecăm, a spune tot tipul că e cinstit și ăsta, dai senzația că singur om cinstit din județul Gorce, Marcel Romanescu, și singur om care muncește Marcel, ceea ce nu este adevărat. Și vă spun, îi va face rău și lui pe viitor. Pentru că, doamne, muncă ce înseamnă? Să vezi și rezultate. Să vezi un oraș prosper. Trebuie să înțeleagă toată lumea și cei care îl încurajează, cei care îl critică. Dacă vezi un oraș prosper, să-l vezi stând până la 7-8, domnule, nu mai pot de, mai dor de grija orașului. Dacă... La salariul care le-a, să știți că în sistemul privat, ca să iei salariul lui Marcel Romanescu, trebuie să muncești pe brânci. Da, suntem chiar, chiar am depășit emisiunea, intrăm peste știri sau știrile peste noi, rămâneți cu Tele3 numai bine.